Deși a riscat cu viața și a luptat pentru patrie, a ajuns să primească o indemnizație lunară de doar 1250 de lei. Este vorba de Iurie Marian, în vârstă de 54 de ani, veteran al războiului de la Nistru. Avea atunci doar 24 de ani, era căsătorit și cu un copil mic acasă. Le-a lăsat pe toate atunci când a fost chemat la arme. Am pe autobuz. Am auzit când s-a adresat domnul Snegu și am lipădat autobusul prin cu oameni și m-am suit la Chișinău și am ajuns până la Cricova, la Crug, m-am suit în 31 și m-am dus la Vadul Vod. Am prins mașină, tot am prins armamentul, am trecut nici în partea cealaltă. Deodată s-auzeam pușcături, dar încă nu vedeam așa nică, tot numai din spusele cuiva. Și de-am auzit, ne-am dus și am făcut cunoștință la poziții, în cetișor, am... I-am dat cât am putut. Chiar dacă s-a simțit norocos că a scăpat viu din acea bătălie sângeroasă, peste câțiva ani soarta i-a întors spatele. A rămas țintuit în scaunul cu rotile, după ce a căzut într-o fântână de la o înălțime de 23 de metri. Atunci viața lui Iurie s-a împărțit între înainte și după. Soția i-a luat singurul copil și a plecat în Italia, lăsându-l în voia sorții. S-a schimbat viața dumneavoastră? Înainte și după. E extraordinar. Eu nici nu vreau să trăiesc. Eu 33 de ani am mers în cioare și am fost între atâtea am trecut. Atunci, brusc, eu nu țințăm nică de la gât în jos. Din 2000, asta e. Sunteți țintuit scaunul cu rotile. Da. 24 de ani. Da. Acum veteranul se descurcă așa cum poate, iar în afară de ograda blocului nu vede nimic. Îl mai ajută vecinii și prietenii atunci când are nevoie să se aprovizioneze cu produse alimentare sau cu ce mai trebuie prin gospodărie. Prin casă e mai e greu, dar să vă spun că vine o femeie și mă ajută, vădă prostă. Mai avem prieteni care așa, mă, ca la lemn, la... Dacă trebuie undeva, de-am undeva ceva de dus, tot vin prietenii, mă duc. Dar trebuie să achitați la femeie aceea sau nu? Când și cum, așa că e așa, e de binevol. Dar cu ce vă ajută? Și spală, și face mâncare, și curățenie, și... Și trebuie așa, mai neapcădimă. Și nu pot eu face, apoi mă rog, că mai speli ferețe, mai vis, mai fac. Singura sursă de venit este indemnizația de veteran și cea pentru invaliditate, care, după cum spune bărbatul, nu îi ajunge nici pentru medicamente, nemai vorbind de celelalte necesități. Este suficient pentru dumneavoastră această sumă? Nu e suficient. Eu chiar mă uit, sunt care chiar și sănătoși, au chiar o pensie, chiar și de 7.000. Dacă mai poate face ceva adăugător să mai lucrez, posibil, bă, da. Dar ei șed în Parlament, erau 80-100 de mii și încă să primesc și transport degeaba și mâncare degeaba. Dar eu cu 4.000, într-așa stare, eu cred că ei nu merită. Noi am făcut ceva pentru țara asta, eu cred că noi am meritat în primul rând. Și noi și în primul loc, nu ei primul loc. Numai cu promisiuni și cu mișcări. Amintim că în 11 septembrie veteranii de război vor organiza o acțiune de protest în fața guvernului. Într-o conferință de presă, acum 3 zile, președintele Mișcării Refugiaților Transnistreni a declarat că veteranii se confruntă în prezent cu mai multe probleme, iar toate încercările de a construi un dialog cu autoritățile pentru a le rezolva se încheie cu eșec. Anatolie Bâzgu a spus că de multe ori au fost făcute demersuri privind stabilirea indemnizațiilor lunare, văduvilor de război și membrilor familiilor acestora, în sumele solicitate de beneficiari, 50% din salariul minim pe țară, însă acest subiect a rămas la nivel de discuții. Nu a existat o reacție nici la solicitarea de a executa deciziile CEDO și hotărâri judecătorești cu privire la asigurare cu spațiul locativ al veteranilor de război. De la început în acestui an, guvernarea PAS a instituit alocații de 150 și 300 de lei pentru eroi, pentru merite deosebite față de stat. Mai puțin primesc cei cu titluri onorifice, care au fost decorați cu medalii sau cruci în timpul apărării integrității teritoriale și independenței țării, ori au fost decorați pentru vitejie. Mai mult, adică 300 de lei, sunt oferiți combatanților decorați cu Ordinul Credință Patriei, de clasele 1, 2 și 3.